întâmplat chiar în această dimineață în jurul Kievului, suburbia din Kiev, ne referim aici la Brovari, a fost atacată de rachete, potrivit primarului de acolo. Acesta spune că infrastructura a fost avariată serios și că este posibil să existe întreruperi ale alimentării cu energie și apă. Sunt imagini pe care le vedeți în acest moment de la acest atac care a avut loc chiar în această dimineață în urbia din apropierea Chievului, forțele ruse au lovit ținte în capitala Ucrainei, dar și în regiunile înconjurătoare. În ultimele zile s-au dus acolo lupte extrem de intense. Asta după o pauză de câteva zile a atacurilor în jurul orașului. Vă reamintesc faptul că au fost concentrate foarte multe trupe rusești în zona și în apropierea capitalei Ucrainei, Kiev, în urmă cu doar câteva zile această armată rusă s-a retras din zona capitalei și în acest moment se concentrează în special pe partea de sud, sud-est și est a Ucrainei, la Mariupol, oraș grav afectat de atacurile armatei ruse oamenii de acolo, ruși, armata ucraineană, mai are la dispoziție doar două ore uh, pentru a se preda. Urmărim ceea ce se întâmplă, doamnelor și domnilor, și revenim cu detalii pe măsură ce.